O fi ce hao, da ce hao. O ceau și așa. Ai fost la Dorin și nu ai îmbrăcat într-o roșie de asta. La prășit lucrez pe deal, în câmp. Femeia este până pe bani, femeia tot. Ea știe ce să facă și cum. Cunoști cum se face content. Mă întreabă, dar unde e Moldova? Și întrebare, ce-i Moldova? Da, asta e oraș, asta e țară, asta e sat. Ea chiar scrie cu ieroglife. Eu că m-am dus o lună, m-am încuiet. Pentru că în China nu ai drept să spui așa lucrurile, gen la emisiune, la interviuri. Serios? Ți-ai schimbat familia pentru dânsă că nu înțelegi? Nu. Așa e familia ta? Gabriela e numele meu. Asta știu, dar Nihao așa-ți traduce? Nihao asta e salut. Dar Nihao... Nihao, mă, asta e ce faci? Vă salut, dragi prieteni, într-un nou episod de Stil Unic. Probabil este episodul pentru care m-am pregătit pentru prima oară în viața mea de un invitat. M-am documentat, am citit, am privit Instagram-ul, m-am uitat peste interviul lui Dorin, m-am văzut eu câte ceva și m-am tot documentat să zic câteva cuvinte în chineză. Dacă am le-am pierdut pe drum, dar o să mă ajute ea, pentru că Gabi este alături de noi. Nihao? Nihao. Super, doar două cuvinte am învățat și tot datorită ei. Ce faci, cum ești? Bine, o fi ce-am hao, ta ce hao. O ceau și-o și-o. Și-o și-o, asta ce înseamnă? Asta și-o și-o este numele meu în chineză. Dar nu este Gabi tradus, adică un nume în chineză. Doamne, ești minunată. În cât timp ai învățat chineză? Un an jumate, doi aproape. Așa, atât de bine să înveți chineză într-un an jumate? Păi mi se pare de 7 ori mai grea ca engleză, deși engleză relativ nu e foarte grea. Foarte ușoară engleză. Cum ai învățat-o? Eu cred că noi moldovenii, asta m-ai spus, avem auz muzical foarte bine dezvoltat. Mm-hmm. Pentru că orice moldovan, francez, german, adică orice limbă, moldovenii, ce limbă nu vorbesc? Nu știu, deci sunt, da, sunt foarte mulți moldoveni care vorbesc chineza foarte bine, nu doar eu. Gabriela, tu ai o poveste tare frumoasă, îmi place, mi-a plăcut să te descoper altfel atunci când m-am documentat să văd cine este următorul invitat din emisiunea Stil Unic. Nu știu dacă ai mai fost pe aici pe la Oasis, pentru că îmi dau seama că nu prea petreci timpul pe la noi. În China sunt suficiente mall-uri ca să-ți completezi garderoba, dar astăzi eu voi fi ghidul tău, așa că dăm voie să te răsfăți dacă vrei o cafea de la noi de aici din Moldova. Da. Vrei? Da. Hai să luăm o cafea bună de aici, de la Sonia. Eu am căutat, dar nu am găsit. La Oasis Shopping Mall avem nu doar haine de calitate, dar și cafea super bună. Dăm voie să te servesc cu cea mai bună cafea. Bună ziua! Ce vrei? Cappuccino? Ice latte. Ice latte? Este? Un ice latte. Sirop, safe, perisul? Așa. Clasic. Clasic. Așa. Hai. Nicoleta, nu știu în ce relație ești tu cu echipa ta, cu producătorul emisiunii. Nu se poate. Dar noi suntem prieteni. Așa, am înțeles. Și cred că îți pierzi ori tu, ori îmi pierd o prietenă astăzi. Eu știu că provocările la tine în emisiune sunt cam pe la sfârșit. Dar eu vin din China și noi acolo facem provocări, dăm totul peste cap, scenarii, schimbăm. Uitat, eu am înțeles că TikTok-ul vostru e un pic diferit de ceea ce da, se face la mine. Da, da. Și am pentru tine o surpriză. Nu mă pune să beau gălbăruș cu albuș amestecat în cafea. Mănânci un gândac? Mănânci? Doamne, nu, glumești? Uite, aici am pentru tine o ținută care o să trebuiască să o îmbraci și să fie în ea toată emisiunea. Dar nu poți să refuzi. Dacă tu refuzi, mă nu. Asta îmi place. Da. Uite, îți arăt. Este o rochie din costum tradițional chinezesc. Așa. Iată, așa este o leacă cam boțâtă, pentru că nu avem fier de călcat în această emisiune și acum lângă noi. Dar tu de unde vii, nu ești fier de călcat? Nu, da, am venit cu... În pungă. Da, hai să te ajut să îmbraci, pentru că vezi că nu te complici. Nu. Trebuie să îmbrac pe deasupra la haine? Nu, să îmbrac nu pe deasupra, dar eu am să o îmbraci, îmi trebuie să rămâi cu cheia goală. O facem așa. Măi, și îmi place, știi, oamenii se duc la... Ai fost la Dorin și nu ai îmbrăcat într-o roșie de asta. Măi, dar îmi place. Da, ar fi frumos să dezbraci și pantalonii, adică să fii așa, mai... Așa, am înțeles. Dar uite cât e de frumos. Da, îmi place și are aici, e cam boțătă, dar este acolo o vulpi, care în China semnifică bogăție, sănătate. Hai să ne întoarcem așa să vadă lumea.
Ia. Deci tu ți-ai luat toată garderoba din China? Cu asta nu chiar, dar da. Dar eu de data asta am venit... Adică tu nu le îmbraci doar ca să arăți respect față de proporție, îți mie plac place. Și te reprezintă. Am și accesorii în eu te văd, pentru că de fiecare dată când mă uit la tine la un interviu, ești cu aceea... Hai, ia, spune, tajahao. Tajahao. Ojiao. Ojiao. Nicoleta. Nicoleta. Băi, dar îmi place și cu pantaloni cum e, să știi. Dar vezi că nu ți-o dau, adică eu după asta înapoi. Vezi că nu-mi plac prea mult să rămână la mine. Stați o secundă. A, da, după asta le dau înapoi. Dar ce tip de antreprenori îți trebuie? Poate te ajutăm. Sunt foarte mulți. Vinării, destinații turistice. Okay. Toate în care... Hai, eu, scuzați, noi și după cadru vorbim lucruri foarte interesante. Cu siguranță deja nu mai este un secret că da. Vrei să aduci chinezii la noi, să le arăți cultura Republicii Moldova și nu doar. Țara noastră e frumoasă, trebuie văzută. Cât de impresionați sunt chinezii atunci când le vorbești despre țara de unde ești tu? Chinezii iubesc foarte mult istoria, adică orice țară, istoria și cumva la mine pe TikTok, adică urmăritorii mei mereu îmi spun, adică de la început pandemie, hai că ne duci în Moldova, de Moldova. Nu urmăritori, ei chiar așa au spus, parcă are 10 urmăritori, dar 2 milioane și de urmăritori, vă dați seama? Da, și cumva ei de mult așteaptă, adică să vină, dar îmi spuneam să fiu eu ghidul lor, adică eu să-i aduc în Republica Moldova și acum două zile, o zi în urmă am deschis TRL, Sigo Life. Și acum suntem pe partea cu antreprenorii, parteneriatul și discutăm. Hai să ne povestești un pic despre acest proiect, pentru că eu simt că el o să fie în mare amploare și avem nevoie de el, pentru că e frumos când vine un alt popor, da. Din altă lume, aici la noi acasă. Prietenii tăi. Prietenii mei. Pe mine poți să mă chem la capitolul vestimentar, dar vrei eu să învăț un pic despre cultura chineză. Eu am avut ocazia să stau în China o lună cu un schimb de experiență. Așa. Nu am avut cum să învăț limba, pentru că e foarte complicat. Am văzut la începutul emisiunii cum tu ai învățat limba. Am vorbit în engleză, dar a fost o experiență super tare. Am fost în Shanghai, unde am avut un schimb de experiență dintre jurnaliști. S-au schimbat, ei au venit în Moldova, eu am mers acolo. Hai. Și am învățat ce înseamnă divertismentul de calitate de acolo și este absolut total diferit, zic asta și mi-aduc aminte că eu m-am dus cu o școală făcută aici, când am ajuns acolo am zis că nu trebuie așa, de ce să te complici, da, lucrurile de fapt sunt mult mai simple. E o viziune foarte diferită de ceea ce înseamnă divertismentul, știrile și tot ce face media la noi aici acasă, dar vreau tu să ne povestești despre asta mai multe. Cât de diferiți sunt ca popoare și aici nu mă refer la alimentație și haine, că asta deja știe toată lumea. Zine, nu știu, top 5 lucruri de care oamenii noștri nu o să le găsească pe Google, dar le-ai văzut tu și le-ai simțit acolo în China. Chinezii nu beau rece. Deloc? Deloc, adică foarte, foarte puțin. Dintr-un miliard și patru, cred că 20% care consumă cafea rece, apă rece, este totul ritual, cald. Sau? Da, este un ritual de frumusețe, cumva, adică apă caldă îți relaxează mușchii, poate nu îmbătrânești, nu știu. Așa, ok. Dacă este adevărat, super. Dar da, niciodată nu beau rece. Chinezii au, mănâncă la aceeași oră zi de zi. Adică ora asta de e și secretul de care nu adaugă în kilograme, probabil. Da, da, asta cred că este secretul, pentru că la ora 8, la ora 12, ora 6 seara este lege să mănânci. Adică când vine ora 12, toată lumea mănâncă, nimeni nu lucrează. Adică câte ore au să ies? La ora 2, la ora 3 mâncăm, la ora 8, 9 seara. Câte ore au să ies chinezii? Eu știu că e un ritual că poate să doarmă 15 minute chiar în birou, se trezesc și își văd mai departe de treabă. E real asta? Jumate de oră, cred că totuși au liber, adică dacă vorbim de lucru. Perfect. Tu te jelui, că tu n-ai deloc liber sau... Deloc. Uite, eu te-o închină, hai, Hadiam, ești gata? Eu sunt pregătit, îmi mai dai și... Da. Și gata, nu-mi trebuie nimic. Ești frumoasă, asta-i destul. Ajută-mi și... un avantaj asta să fii frumoasă în China? Dar unde nu este un avantaj să fii frumos? Spune, în care țară? Nu știu. Asta ca cu taxele, știi? În care țară nu se plătesc taxe? Vreau să mă mut acolo. Da. Și încă un ceea ce nu știți, cred că am mai spus, chinezii nu se bronzează niciodată. Adică tu pentru ei acum ești foarte bronzată. Știu, trebuie la prășit lucrezi pe deal, în câmp, dar de fapt așa, adică la ce faci tu? Apoi și unde? Asta își fac, oameni buni! Așa de greu, mi-e greu să diversific contentul, da, 3 ani WhatsApp și 3 zile fashion. E foarte greu, dar e provocator și pentru mine. Las că eu fac 2-3 peeling-uri agresive și scăpăm de bronz, pentru că la piele sunt ca tine, apropo, da. Natural.
Așa, cu bronzul ne-am clarificat, băuturi rece nu consumă, nu știu. Muncesc, mănâncă la aceeași oră. Și muncesc mult. Da. Și nu știu, trebuie să, dacă mai revine ceva, dacă mai amintesc, îți mai spun. Te întreb, de să luăm toate, că vreau să ajungem la subiecte picante, nu, că deja ai spus toate picanteriile la Dorin, nu vreau să ne repetăm, cine vrea. Mama, mă scuze, dar nu trebuie să spui. Urât! Dar totuși, cum sunt băieții chinezi la caracter? Adică există diferența dintre... Păi, dar nu poți să-i generalizezi pe toți, adică nu știu, adică la, nu știu câți bărbați sunt vreo 6-7 milioane sau nu știu, adică... N-ai cum să spui că, 70 de milioane, n-ai cum să îi spui că, uite, este un chinez și toți sunt așa, adică... Eu am spus că anoște parcă par mai romantici și Dorin îmi scrie, naivo, și cu tine, adică, nu știu, așa mi se pare mie dintr-o parte, pentru că chinezii, ei nu știu de cină romantică, de flori, prins de vesti sau nu știu, adică ei sunt așa mai concreți. Ai mâncat azi? Da, și vrei să mănânci. Dacă te-o hrănit, înseamnă că el te iubește. Dacă te duci să te hrănească în cele mai bune restaurante. Asta e și în Moldova, cu hrănitul. Da, când mai bine te hrănești, cu atât mai tare te iubește. Da, exact. Pentru că și eu consider că dacă o femeie este, nu este foame, este fericită. Știi, când ți-e foame, când ți-e foame tot e rău și ai stres și peste tot îți doar probleme pentru că doar n-ai mâncat. Sunt, îmi par mai grijulii, dar iarăși nu toți, pentru că n-ai cum să spui că băi, toți sunt așa, adică nu. După experiența mea, adică nu sunt toți așa, dar mai grijulii, mai nu știu. Cum s-a întâmplat? Femeia cumva este stăpâna într-o relație, într-o familie. Deci și acolo femeia trebuie să conducă ca tot să fie sprijinită. Da, femeia este stăpână pe bani, femeia tot. Ea știe ce să facă și cum... Se pare o super chestie, deci nu-i... Nu rămâne Moldova, mai mult de o lună, după eu mă plec și vine dimura mea. Cât de greu a fost să renunți aici, la jobul pe care îl aveai, familie, prieteni, și să-ți faci o viață nouă acolo? Nu că am renunțat, pentru că eu când am plecat aveam 18 ani jumătate. Eu nu aveam, adică în afară de părinți, de familie, eu nu aveam la ce să renunț. Nu știu, prieteni. Dar nici nu aveam, cum, nu știu cum, la mine cumva nu era viața asta de gașcă, de prieteni, mereu, nu știu... făceam parte sau plecam undeva, adică eram cumva numai după colegiu și eram așa de verde și așa de tânără că eram, deci mă închid, am părere că mă duc, nu știu, la Hâncești, știi, adică cumva foarte alături, nu eram, nu îmi dădeam seama că cumva schimb așa de mult, radical viața se schimbă. Dar cu timpul, adică oricum înțelegi, când te maturizezi, că dar ți s-a deschis multe uși și perspective, ceea ce... Da. Nu zic că Republica Moldova nu ar fi făcută, dar nu ar fi făcută la un nivel atât de rapid și atât de succes cum s-a întâmplat în destinul tău cu China, pentru că ai fost cu formația ta de dansuri, după care ai rămas, ai trecut pe actorie și pe content pe Instagram. Cum s-a întâmplat să rupi TikTok-ul chinez și care a fost primul tău filmuleț de pe TikTok care a prins și a zis, bă, eu trebuie să fac asta și să nu mă las? Primul, eu făceam cumva, iarăși, un stand-up online, adică eu povesteam despre viața mea și cu notițe de-astea de umor, pentru că umorul ăsta a venit de la tata, la mine tata deci în familie este... Deci tu ai reușit să faci umor în chineză? Da. Și, nu, știi care e ideea? Nu că umor în chineză, pentru că nu era un scenariu. Eu, de exemplu, hai să spunem primul video care a spart cumva... Nu știu, aveam vreo 70-80 milioane de vizualizări după, adică la primul cont de TikTok. Am chemat un taxi, trebuia să merg undeva, am chemat un taxi în China și eram la stradă, așteptam să vină taxiul. Adică mă sună șoferul și spune, unde ești, că eu am ajuns, nu te văd. Zic, eu stat atât. Unde, că aici nu mă uit în astrancă, șede, tip, aici nu e nici unde, nu te văd. Că asta eu am chemat. El nu-i vinea, cred că adică eu vorbeam cu dânsul pe telefon în chineză. Și el credea că l-a chemat o chinezoaică, nu o moldovean. Păi, adică... nici mie nu vine, cred că tu vorbești atât de bine chineză. Adică, și după asta, video ăsta, adică era tot foarte repede, foarte multe vizualizări, aprecieri. Și ideea era că istoria asta, adică istoria mea de viață, adică ceea ce s-a întâmplat cu mine, după asta foarte mulți străini luau scenariul ăsta și îl făceau filmulețe, adică jucau actorii și făceau... Și multe istorie care pentru mine mi se pare, eu tot mă râd când se întâmplă cu mine, dar nu știu că sunt atât de apreciate de public. Știi, când povestești cumva, oamenii, nu știu, leașină de râs, știi, adică, păi cum așa? Și mai multe, eu am cu taxiurile și taxiștii, am un destin cu dânșii în China, că toate istorie. Știi, eu și nu, istoria.
Ok, acum de când conduc, situația un pic s-a schimbat, să știi că atunci când nu sunt cu mașina și comand un taxi, e cel mai interesant, da. Am un scenariu nou, zic, băi, demn de a fi pus pentru un TikTok. Un TikTok. Da. Și mai multe istorie, că în China, China are 56 de etnii, da? Adică cum noi avem bulgari, ucraineni, ruși și mai departe, ei au etnii, sunt mai la, nu știu dacă, eu nu prea cu sudul, nordul, estul, vestul, dar sunt de religie musulmană și acolo fetele cumva iată, sunt ca noi, ca moldoveni, deci ochii mai accentuați, nasul mai înalt aici și mulți chinești când mă văd, pentru că eu nu sunt blondă cu ochii albaștri, ca să-mi spună că tu ești din, nu știu, ești străină, ești o fată din Europa sau... Și ei când mă văd, dacă eu vorbesc în engleză, în chineză... Să știi că acum la tine un pic și ochii sunt un pic așa... Asta la noi familie mai mult. Se transmite. Ochii nu s-au deschis la noi. Stai în China cât stai vreo 2-3-4 ani și automat ochii da, se ceva da, schimba. Da. Și când vorbesc cu ei, e tot o istorie în taxi și asta iarăși am filmat și iară era în top în TikTok. Taxistul mă întreabă, de unde ești? Și eu, uneori când nu am dispozit, nu mai vreau să spun că sunt de Moldova și mă întreabă, da, unde e Moldova? Și întrebare, da, asta e oraș, asta e țară, asta e sat, asta nu se află, adică mulți cred că Moldova e în Africa, adică gen, pentru că în chineză sau sună... Moldova e Maldive. Moldova, în chineză e Mordoa. Mordoa? Mordoa. Mordoa? Tu vorbești în chineză cum vorbești în română. Cu același accent. Deci de-a pe lângă cuvinte și trebuie să ai și accent. Da, exact. Și erau tot așa într-o zi și șoferul mă întreabă, de unde ești? Și eu eram... el mă întreabă, ești din Xinjiang, așa se numește regiunea unde chinezii cu religie musulmană. Ești din Xinjiang? Zic, da. Și el m-a crezut. Adică, serios, dar de unde? Că eu tot din Xinjiang. Și când mă întrebați, că nu știu, nu știu ce să-i spun mai departe. Și spun, nu, eu sunt din Moldova. Pentru că cumva im... Ok, și când aud din Moldova... Sunt câțiva oameni care știu unde se află Republica Moldova? Știu ceva despre Depinde Moldova. De regiune din China. Spre exemplu, Shanghai, Beijing, Guangzhou, orașele mai mari, cunosc. Orașul unde eu am locuit, Chongqing, știu datorită mie, pentru că eu acolo am devenit populară și cumva urmăritorii mei sunt majoritatea din Chongqing, din regiunea unde eu am locuit aproape 9 ani de zile. Chongqing e ceva Chongqing, mai simplu. 30 milioane de populație, adică populație de 30 milioane. Ce să vă povestesc? Hai să închidem emisiunea! Închidem, deschidem tot acolo! Perspectiva e mai mare! Băi, găsire, pentru toată lumea, știi cumva, cum chinezii zic că la noi Moldova oameni pe drum nu sunt, pentru că suntem numai 3 milioane și asta încă e o întrebare mare dacă noi suntem 3 milioane. Și moldovenii mă întreabă, dar cum au voi acolo? Așa mergeți pe stradă? Sau cum? Dormiți? Cum? Stați în apartament câte 100, știi? Adică, nu, poți să vezi așa, adică, fără... Există? Da, există. Așa, hai, nu prea am văzut. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult este gestionarea traficului pe care îl aveți, nu știu dacă în toate zonele așa, în Shanghai. Numerele de mașină sunt cu pare și impare și câteva zile merg numerele pare, exact. Câteva zile merg numerele impare și pentru mine era șocant că zic, băi, dar oamenii ăștia, afaceriștii mari și cu ceva metroul. Din China mi-am spus, acolo nu există, că e din da. Pilot, medic, toată lumea merge la metrou și când are acele zile de pare sau impare, atunci scoate mașina exact, din garaj. Da, exact. Și eram așa șocat, zic, ok, ai mașină, știi că te două zile? Da, pentru că ai... Ești amendat, adică dacă merge, sunt și poduri, sunt foarte multe poduri în toate orașele din China și sunt chiar poduri sau străzi unde numerele pare, de exemplu, în ziua de sâmbătă nu au voie să meargă, adică cumva nu pe tot orașul, dar mai aleg regiune, adică. Așa, hai să trecem un pic la garderoba și la stilul tău vestimentar, cum s-a schimbat de acum câțiva ani, pentru că eu unde nu te prind în interviuri, în postări, cam adoptez același stil, adică rochița chineză, slim pe corp și cu toate acestea. Vreau tu să-mi faci o descriere, pentru că eu despre portul chinez nu prea cunosc din păcate. Vezi, fusta mea mi-ai descris. Rochia s-a deschis cum că n-ai început a vorbi de dânsă. Să-mi zici ce reprezintă aceste noduri. De fapt, este un stil mai modern chinez, pentru că, de fapt, stilul chinezesc este de obicei mai lung. Rochile chinezești se numesc în chineză qi hao, qi pao, care chinezoa deci cele... Nu, kimono e din altă țară. Ah, ok, tu o să fii o mireasă... Da, eu asta am o rochie în stil chinezesc, foarte frumoasă, roșie. Adică vreau să stai pe Google să văd cum arată un port de mire și mireasă în stil chinez, poate mă inspir. Ia. Ia să văd. Ți-arăt chiar pe TikTok-ul chinezesc. Hai, te rog, caut un video. E diferit TikTok-ul chinezesc de al nostru? Ea chiar scrie cu ieroglife. Hai să vedem cum sunt mirii și miresele.
Deci asta este rochia de mireasă. Asta este rochia care e la ceremonie, când tata... Cât de frumos! Păi, da, eu nu știu, eu... Uite! Adică, mie foarte mult... Tu ai fost și gața trecută, da, de acolo, 100%. Asta am să o salvez, deci, am să vă dau rochia, materialul, da? Rochia din China de mireasă nu are treabă cu... Alb, nu. Wow, asta e încă din se... când erau... Hoandii, cum în română zice, domnitori, nu domnitori, domnitori în română? Pe timpul... Da, adică cumva e tot avea, da, rochii și costume din astea foarte grele, pentru că rochia asta de fapt este foarte grea. Uh-huh. Și mai ales chinezoacele care provin într-o familie mai bogată, pentru că acolo este o tradiție, acum mai puțin, dar înainte bărbatul trebuia să plătească pentru mireasă, dădea bani sau aur familiei, părinților miresei. Uh-huh. Și la nuntă ea avea pe cap accesorii foarte, foarte grele din aur de lor chinezesc. Mm-hmm. Și când merge, adică ele merg și foarte încet. Și acum mai practică această tradiție? Da, dar nu peste tot și nu toate familiile, nu toate regiunile. Dar mi se pare ceva, nu de bani vorbim acum, de rochia asta, e frumos, e foarte... Ok, deci tu te visezi jet-be-jet. Da, dar sunt două rochii, asta la ceremonie și după asta oricum te schimbi în rochia albă, adică... Așa, am înțeles. Hai să vorbim despre îmbrăcămintea. Deci, noi de fapt cu asta începem emisiunea. Cu tine totul s-a întâmplat invers, mă bucur tare mult, îmi place că ai venit într-o îmbrăcăminte modernă de acolo ca să ne descrii și nouă și să învățăm ceva, pentru că în fiecare zi trebuie să învățăm ceva, nu? Iată, eu astăzi o să învăț ceva de la tine. Uite, deci este o rochie modern chineză, mm-hmm. cum am mai spus, rochile de fapt sunt mai lungi și în ele e cam greu să te miști și mai ales când trebuie să te așezi, trebuie să fii foarte atent, să nu se... adică ele sunt foarte așa, reprezintă o, nu știu cum în română spune, zdierjenost, cum se zice în română, zdierjenost. O reținere a femeilor, mm-hmm. adică în comportamentul lor. Și rocheta asta, cum se zice în română? Bufată. Bufată, da, tot acum este foarte în vogă, da, peste da, tot. Da. Și cumva foarte mulți designeri chinezi, adică se tărui să le facă mai moderni, să nu fie chiar chinezești, chinezești. Și iată acești bumbi, adică acest cum se încheie aici, este iarăși în stil chinezesc la toate hainele, ei au. Uh-huh. Rochița asta este mai simplă, de obicei au mai multe, iată cum ai tu aici, o vulpe. Uh-huh. Asta este vulpea cu nouă cozi, cozi, coada, cozi, nouă cozi, da. În la plural, uh-huh. da, care reprezintă bogăție, sănătate. Deci dacă eram săracă cumva până acum, începând de astăzi, să stai, să stai vulpea să o iei acasă. Netezăți, Doamne, și stric așa frumusețe niciodată, da. Până... filmăm cu tine, eu tot o să netezesc, o să netezesc și avdrug mâinii. Avdrug, producătorul îți ridică salariul, știi? Da, doamne! Da, și este, spun, este mult mai simplu, dar iarăși, mie îmi place adică foarte mult. Adică tu cumva nu ți-ai schimbat stilul vestimentar doar pentru că din respect că ești acolo, ție chiar îți place? Mie chiar îmi place, dar eu nici nu avem un stil vestimentar să merg, nu știu, mie, spre exemplu, fetele din Moldova îmi par foarte... glamurne, să-i spun așa, mm-hmm. pentru că eu așa le văd, adică mereu în rochii, pe toc, mi se pare foarte obositor, eu foarte, să foarte rar port tocuri. Să știi că asta se întâmplă astăzi, m-am încălțat în tocuri, că avusem o filmare de dimineață, de obicei eu mă îmbrac foarte larg. Asta este și stilul meu, de fapt, oversize mereu, adică larg și, nu știu, în tricouri foarte lungi, pantaloni largi, tot timpul sunt în Adidas și nu sunt pe tocuri, eu pe tocuri port doar la filmări, iarăși, ca și tine, când îmi spune regizorul că trebuie să fie astăzi așa mai... am și de obicei nu le... Dar acolo cumva ei sunt mai liberi în stilul lor. Sunt chinezi care poartă doar stil chinezesc și sunt foarte mândri pe stradă când îi vezi. Dar se mai vede și în TikTok, am înțeles, că în Moldova mai apar filmuleți cu chinezii care sunt mai stilați. Dar stilul meu, îți spun, e foarte oversaz, larg. Despre popularitate, ai punctat bine, aici vreau să ajungem. Dacă tu te consideri, crezi că ești populară, că pentru mine, când mi s-a spus și când am văzut și când am citit câte milioane de vizualizări, păi este un număr pe care trebuie să-l atingi. Da, nu putem compara numărul de populație care e la noi și care e acum. Da. Dar cum ești tu? Dacă te simți că ai ajuns la acel nivel, cât de mult vrei să mai crești, ce vrei să mai faci? Și când o să te oprești? Nu ne oprim. Din luând numărul de vizualizări care îl am, adică foarte multă lume mă știe, da? Adică nu luăm acum numărul de urmăritori. Cumva eu deja m-am obișnuit, eu nu am avut boala asta, că poate a fost foarte scurt când am început vizualizările să crească foarte mult și aveam foarte multe propuneri, parcă mă simțeam cumva, dar nu a fost foarte scurt perioada asta de sindrom de
popularitate. Acum e ceva, adică nu știu, eu nu mă simt cumva mai deosebită sau, nu știu ce să zic, nu mă simt vedetă. Cu toate că merg, adică în China sunt mai recunoscută ca în Republica Moldova. Chiar dacă... Știm și despre asta și de asta vreau să ajungem aici. Cum sunt interviurile din China cu emisiunile de la noi? Vreau să facem un pic de paralelă. Cum este actoria de la noi cu actoria de acolo? Despre actorie și lumea actorilor din Republica Moldova știu mai puțin. Și nu pot să fac o comparație. Sunt actori de teatru foarte mulți în Republica Moldova. Adică acum mai, în ultima perioadă, am fost și la filmul care a apărut moldovenesc în iarnă. Varvara? Nu, în iarnă care a fost. Carbon? Carbon, da, am fost. Acum la Varvara încă nu am mers, dar vreau să merg să văd. Îmi place că se dezvoltă această industrie și eu consider că Moldova are foarte mulți actori talentați care merită să fie în filme, seriale. Și cred că cu anii o să fie dezvoltată. Ce ține de interviuri, să nu vă supăr, adică ei sunt foarte mulți, adică orice echipă de filmare, chinezii sunt, dacă vorbim de un interviu, cred că minim sunt vreo 10 oameni. Da. De interviu o să luăm acum. Așa e interviu. Și tot 10, 1, 2, 3, 4, 5. Și tot Oasis-ul, lucrătorii din Oasis. Da, adică ei sunt mai mulți. Dacă vorbim de o emisiune televizată, ei sunt 200, poți fi, de lucrători și fiecare invitat are, nu știu, câte 3-4 persoane care vin și discută. Dacă vorbim de emisiune televizate, ele sunt cumva mai după scenariu, adică ai scenariu și... Poate este pregătit și, din timp. Da, și trebuie să înveți scenariu, asta textul... Asta că nu e pe improvizație și nu e mai rău. Dar au și improvizații, mai rar, dar au. Mi-mi place mai mult improvizația. Actorie din China. Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Te consideri norocoasă? Sau ai muncit mult ca să ajungi la prima secvență atunci când ai filmat? Eu vreau să spun că eu nu m-am lăsat bătută. Și asta este foarte important, să nu te oprești în ceea ce faci. Pentru că ai momente în viață când nu mai vreau să fac, nu se primește. Și dacă ți îți place, știi cum sunt foarte multe poze din astea cu ciocanul și cu piatră când dai și erai la cum, erai la sfârșit și tu ai renunțat. Și eu consider că în orice, dacă îți place ceea ce faci și continui să faci, asta este cel mai important, să nu te oprești. Întâmplător am ajuns pe un platou de filmare, ca și orice străin, adică acolo e foarte ușor să ajungi cumva să fii actor care, nu știu, nu are text, adică doar de masă, cred că zice în română, nu știu dacă e corect, actor de masă. Nu e de masă, e masov ca în rus, nu știu cum în română. Da, în care practic te vezi numai așa. Da, o secundă și, da, exact. Și am ajuns întâmplător, dar am avut text și mi-a plăcut foarte mult. Toate că eu am studii de coreografie, noi nu prea eram în domeniul de actorie, dar totuși consider că este și de aici un pic are talent, pentru că când ești pe scenă, arta scenică, arta, da, trebuie să zâmbești, trebuie să oferi emoții, adică este și aici cumva o legătură. Am luat lecții de actorie, am făcut vreo 2-3 luni, nu am făcut mult, dar eu consider că dacă nu ai experiență, adică nu faci nimic în orice domeniu, în afară, nu luăm acum medicii și unde trebuie să fii toată lumea, da. Dar artiștii, dacă nu ai experiență, nu cum să, adică tu nu știi cum este lumea asta, cum, ce trebuie să faci, cum trebuie să lucrezi cu oamenii, să interacționezi prin platou de filmare, asta este foarte important, mai ales în China. Când ai fost descoperită maxim și ai simțit tu că o să faci treabă bună în actorie acolo? Știi că fiecare avem câte un... Da, un moment un când... Un moment când de acolo știi că a început totul. Anul trecut, am pus asta la Dorin în interviu, dar nu știu dacă a ieșit, cred că nu a ieșit, exclusiv, că am pus un casting care anul trecut l-am avut, era unicul rol feminin din tot serialul și era rolul principal și nu l-am luat până la sfârșit, deci am trecut castingul, am făcut un sesiune, un regizor foarte cunoscut în China, partenerul meu era tot un actor de, cumva acolo sunt pe ranguri, rangul 1, 2, 3 și 70 de exemplu, da, actori. Și era un rol care eu visam, adică nu doar studentă și mereu cu umor, că de obicei rolurile astea care sunt mai mini-mi. Da, și eu cumva mereu vroiam să iau alt rol. Și rolul ăsta era, am primit și scenariu, o carte care eu am învățat-o 2 săptămâni, adică eu deja citeam scenariu. Am semnat aproape și contractul și până la urmă cumva a fost luată o fată din Taiwan. Pentru că erau cumva cu relații. Adică și în China mai există... Există cumătrismul și acolo? Da, adică regizorul, eu mă cunoșteam deja cu el și am fost la casting, i-a plăcut, tot ok, pentru că noi deja semnam contractul. Dar totuși cumva până la urmă, ultimul cuvânt îl spun investitorii. E clar. Cine dă bani, da. Și din momentul acela, adică eram cumva
cred că vreo lună eram într-o dispoziție că nu am luat rolul ăsta și prietenul meu, iubitul meu, tot mă încuraja pentru că el, și el este regizor, este din domeniul ăsta și spune că tu ai ajuns la așa casting, cu așa regizor și cu așa, la un casting pentru un rol, cel mai important rol dintr-un serial cu așa actori, adică partenerii care, asta deja este un succes. Și cred că de anul trecut am înțeles că nu trebuie să mă opresc și că fac bine ceea ce fac. În viața profesională am înțeles că totul e super și frumos. Hai să ne povestești cea personală. Câte ceva din ce nu ai povestit, poate. Eu cred că la Dorin am povestit tot, cum a zis mama, dar nu trebuie. Știi că Dorin mai taie, mai montează, dar noi putem să dăm tot așa cum este. Jesus. Ce pot spune? Acum prietenul meu, actualul meu prieten este chinez. L-am botezat Ștefan, pentru că numele lui chinez este Yuan Shuai. Ia. Salut, Yuan Shuai. Yuan. 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 U și E, cumva îl mănânci. Așa Yuan. Și tu i-ai spus Ștefan ca să-ți fii... Erau două numere, era Yuan, pentru că el are cumva sunetul ăsta de Yuan și Shuai. Și Shi. Și noi ne gândeam la Ion și Ștefan, pentru că n-am nimic cu numele Ion, adică e un nume frumos și adică, băi, dacă se lichește de tine, rămâi Ion. Ori Ion, ori Ștefan. Și cumva Ștefan s-o... din prima și toți prietenii și părinții, familia, adică toți îi spun Ștefan și lui îi place. Eu am început să-i explic, băi, tu știi ce înseamnă Ștefan în Republica Moldova? Trebuie să... așa să mergi pe drum. Și el este regizor, încă nu. Când vine? Nu vă spun că vine, el... Pe următoarea emisiune să fie noi. Eu mă rog, uite, eu sunt în fața camerelor. Mm-hmm. El este regizor, director de film. El este asta? În spatele lui, adică în spatea camerelor. Eu trebuie să-l rog o lună, din timp trebuie să-l pregătesc. Că, uite, vreau să facem o poză împreună. Și, adică, el e foarte... El nu-i cu camerele, cu contentul. El e opusul meu. Pe Instagram nu am văzut nicio fotografie. A fost odată, dar voi ați prapusit momentul. Așa, ai fost postat în stories. Nu am știut, nu am publicat-o pe... De ce? El nu vrea să fie publicat. Eu nici în China nu-l arăt. Eu pentru toți urmăritorii mei din China sunt singură până ziua de azi. Am înțeles. Nu mai este singură. Traduceți-vă rog ce spun în limba română. Gabi are iubit. Logodit. Dar rog, ia-mi înapoi. Dezbracă-te. Nu ești logodită, nu ai niciun inel sau nu. Asta e făcut în loc de inel? Pentru că e un chinez, e o tradiție nouă. Asta nu e cu Ștefan, uneori tot așa că să mă îmbrac mai scurt, rochie mai scurt sau ceva, nu știu, vorbim, vine Ștefan și când el îmi spune că nu și era, dar unde, tu vezi ceva pe deget? Corect, până nu este inelul, poți să faci da, ce așa vrei. Că pentru următorii eu sunt singură. Eu sunt curioasă, eu se uită la interviurile tale pe care le-ai eu, la când Moldova. Când am zis interviul de la... El oricum nu înțelege, el știe numai... Bună ziua, bună tu seara. Tu trebuie să fii drăguță să-i traduci totul, ca să știi și unde. Dar el nu nimic nou, nu o să fie nimic nou pentru de, el și cine e iubita lui, adică... da, el o, mi-a cerut link-ul. În chineză vreau să știu că am învățat el multe. El mi-a zice soție. Soție? Da. Ce drăguț. Și acolo când e mare cumva... de ei, nu știu, îmi grăbidem. Noi nu ne grăbim. Grăbiți acolo cumva ce? Nu e... Este și cuvântul gen, iubita mea, draga mea, bau, bau. Hai, eu spun, dar tu repeți. Bau, bau. Bau, bau. Asta e... bau, bau, nu mi-e frică baby, de baby, ceva de genul, adică de zmerderi. Este Cin Aida. Cin Aida? Cin Aida, este draga mea. Deci că înseamnă cu un fil de la children. Deci la copil. Dar poți să faci, semănești, după aceea le ții cuvintele. Noi ne numim soț și soție pentru că cumva toți sunt de zmerdari. Și... Și e totul serios? Ați făcut cunoștință cu părinții? Da. Și cum este? Părinții lui doar pe mine mă telefonează, pe dânsul nici nu-l telefonează, nu-i scriu, tot timpul mama lui doar pe mine mă sunt. Dar ce faci, dacă veniți să mâncați colțunaș chinezești, nu știu, adică, dar cum să le placă de mine, adică... Dar n-ai cum, adică... Scuze-mă, te rog frumos, cum zice prietena mea, Ana Tulgras, scuze-mă, te rog frumos. N-ai cum, dar despre mâncare, aici vreau să ajungem, cum este mâncarea? Te-ai adaptat cu regimul ăla, mănânci, faci și mâncare de noastră, l-a mâncat omul o zeamă făcută de tine. Zeamă nici eu nu mănânc. Aha. Eu că m-am dus o lună, m-am încuiet. E sincer, eu aveam așa o... Deci, dar ce mâncați am voi? Am slăbit 8 kg. Păi, vieți, dacă asta e plusul în China, că slăbești, că mănânci cu bine. Dar am uit la mine, minus 8 kg. Și... Eram tras toată, mi-era rău, nu puteam să mănânc. Jesus! Unde v-a ținut? În subsol? Nu, e adevărat. Producătorii ne-au dus în restaurantele cele mai scumpe și au zis că azi mâncăm zeamă. Și când ne-a scos o labă în farfurie neagră, apoi eu am zis și asta. Era cu unghii sau nu? Cu unghii!
Și eu am zis, eu știu la Survivor sau a venit în China și n-am putut să mănânc. Și ceream doar pâine și eu zis că noi n-avem pâine și mi-aduceam niște plastiline așa albă și zic pâine și am a doua săptămână, am renunțat și am mâncat doar orez și mi-aduceam cu felul și eu zic no, only riz, please. Și așa mâncam doar orez, la atâta orez, știi ce se întâmplă? Da. Nu știu, că eu nu prea mănânc orez. Și asta toată grupa sau numai tu ai avut așa experiență? Asta numai eu și... Da, vezi că înseamnă că China nu e pentru tine. Nu, mi-a plăcut foarte mult să o văd, să o vizitez. Eu cu mare drag m-aș mai duce. Cu mare drag aș vrea să-i aduci tu la noi și să facem un brainstorming cu ei. Eu cred că o să fii impresionat și inclusiv și de ce se întâmplă în televiziunea de la noi. Și... Da, ce ține de bucate? Pentru China este foarte variat și îmi dau seama, eu știu, când spui restaurantele cele mai scumpe, de fapt, acolo nu este gustos. Adică eu am fost și știu cum arată mâncarea de acolo și chiar scurmile este, picioarele este de găină cu unghii. Adică nici eu nu le mănânc. Dar am mâncat street food. Așa trebuie să fie așa o poză pe da, partea asta de jos. Da, arătați, vă rog, arătați că dar am mâncat street food de lângă hotel. Street food și, da. Delicios era. Da, păi asta, despre asta vorbesc. Pentru mine nu înțeleg. Da, și este foarte variat, pentru că fiecare oraș are bucătăria sa. Undeva se mănâncă picant, undeva nu se mănâncă picant. Undeva se mănâncă ca la noi, gen gusturile se aseamnă, dar sărată, fără multe condimente. Tu te-ai născut în China, asta e clar, n-ai treabă cu îmbrăcămintea, cu bărbații, cu jobul, cu... La tine totul e super să te duci mai des, dar vii și acasă, pentru că păi ești da. Un personaj foarte interesant care trebuie să-și lase amprenta și aici în Moldova. Noi am vorbit atât de mult, noi de obicei interviul nostru are 15 minute. Are 5 minute și baza cu stilul? Dar cu tine o să aibă o oră 35 minute de stil. Nu, cu ce să te îmbrac? E că eu mă la tine, eu nu știu cu ce să te îmbrac. E pentru că o de asta, o pițipoancă de asta din Moldova, așa. Hai să te fac o piție, să vedem cum va fi Gabi în varianta piții-biții. Așa că eu să te las, te relaxez, eu merg să fac o tură prin magazine și ne vedem. Hai, dar dacă eu nu mă faci chiar așa, să mă duc acum la lucruri de aici, să ies și să... Nu. Da? O să țin cont. Nu știu când tot duci în China, dar eu te-am pregătit pentru o cină romantică cu Ștefan. În Moldova? Sau cu Ștefan Moldovan? Nu, cu Ștefan Moldovan, cu Ștefan tău din așa, China. Așa, hai. Această dedicație traduci, te rog, eu să-l întreb. Ok. Cintia Ștefan, o cioandă ifu și o la gâni, ci eu hui. Da, așa. Corect, o zis. Are dreptate. Eu ți-am pregătit o ținută așa, m-ai rugat tu. Nu de piții, nu de glam, dar nici scurt, pentru că toată analiza Instagramului pe care l-am văzut la tine este totul pe scurt. Așa că eu vreau să-ți alungim vizual picioarele mai mult și am ales un alt tip de rochie, cu niște sandale pe toc, cu ceva acolo, nu foarte complicat, okay. Minimalist, ale brandurilor autohtone pe care bravo. Ar fi fain să le promovezi și acolo în China, așa că te invit să te îmbraci. Doamne ajută! Oh! Mai ghite. Nu că e frumos. Ca să fie efectul sexy în ambele și invitata și eu să arătăm, mi-am lăsat straia chinezească pe scaun acolo, că să nu mi-o fure nimeni și vreau să o invit pe Gabi aici alături de mine. M-a tot întrebat dacă e ok, că n-are sutiene. E tare ok, așa și-a fost conceptul, așa și-a fost gândit. Gabriela, vino, te rog, cum este în chineză, vino încoa. Ia uite, și zi-mi tu că asta nu e perfect pentru o cină cu Ștefan. Nu știu dacă ajungem la cină. Nu? E superb. Deci mie mi se pare că o astfel de rochiță îți sculptează tare frumos silueta. Nu ai nevoie nici de sutien, nici de chiloți la așa rochiță. Mai mult decât atât. Dar la voi emisiunea e... Pentru că în China nu ai drept să spui așa lucruri, gen la emisiune, deci, la interviuri. Serios? Da, și adică... De asta și-am întrebat, e ok așa? E foarte ok, mie tare mult îmi place cum arăți. Mergi cu ea direct în China. Acum să vedeți că sunt din Moldova, nu? Ca să ne spui că este brand autohton și să ne promovezi din cap până în picioare, să știe toată lumea. Ei știu cum e în China. Asta știu eu. E frumos, îmi place și mie. Eu știi cum... Acum Ștefan e undeva pe o iahtă, pe ocean și mă așteaptă cu șampanie și eu așa. Vezi?
Și să știi că avem și premii pentru tine, dar asta doar dacă o să ghicești câteva din ce ți-am pregătit noi. Așa. Dacă nu ghicești, nu te duci nici cu rochița, nici cu fustița și nici cu cadou pe care tocmai l-am te răzbund când eu la început emisiunii, da? Te-am... Da, da, okay, asta hai. Este răzbunarea. Noi avem o listă de filme care nu știm dacă le-ai privit sau nu. Cât de la curent ești cu filmele de altă dată sau nu de altă dată, așa. Deja o să spui. Noi să-ți spunem melodia, iar tu trebuie să ne spui din ce fragment al filmului este. Hai. Măcar să încercăm. Hai să încercăm. Hai. 1, 2, 3. Și-o mirmă. Ai spus că sunteți prieteni. Deci... E ceva cu Jackie Chan legat, nu? Nu? Prieten? Cu cine ești prieten? Prieten, nu știi. E important că ești ales filmele care le privești. Care e, dar le vrei. Nu mai este, e Jerry Maguire. Aaaa. Păi da, nu știu, adică ați ales cumva cu filmele. Hai să încercăm, hai. Better out than in, I always say. Da. Aș tu vrei numai să asculte asta? Ești nebun. Eu cred că vezi că știi, nu? Gata, Shrek, avem un răspuns corect. Trei trebuie să răspundă. Vezi că vreau să duci cu cadou. Asta e un film super vechi. Super vechi. Și ceva cunoscut cum el zâșese din... nu se vede din... Ai oprit la timp filmul. Da, nu, da, e cunoscut asta când el pleacă și... Dar nu, nu, n-am să spun... Așa. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. I will be back. Așa. Harry Potter! Este cel mai straș. Dobby! Nu-i Harry Potter. Nu? Dobby Svobodin, nu? Nu, 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 nu. Eu nu pot să văd fragmentul ăsta. Da, da. Da. Și în Harry Potter este un Dobby. Așa. Trei de aproape sunt, așa că eu nu vreau să te las fără cadou, pentru că partenerii noștri de la Oasis au grijă de invitații proiectului nostru, așa că eu repede fug și vin. Nu te parte, aici, ca să mergi în China și cu un vin autohton și cu un carnețel să-ți notezi toate filmele și emisiunile la care o să fii invitată ca să nu uiți. Și să mă uit la filmele vechi și le notez de mire. Și când te-o mai invita la noi, să vii cu iubitul tău din China, pentru că vrem să ne faci cunoștință. Nu înveți limba până atunci. Nu. Pentru voi, din mâine. Pentru Ștefan. Mai cum l-au botezat, e ca să ne fii tot nou cu mod. Gabi, eu îți mulțumesc tare mult, a fost o ediție superbă, m-am simțit foarte bine, mai am tare multe lucruri să te întreb, dar proiectul nostru cumva e mai mult despre stil. Îți mulțumesc tare mult, o să te redescoperim în continuare pe online ce faci și ne revedem cu altă ocazie, iar vouă vă zicem papa și ne revedem... Taigen! Taigen! Taigen? Așa! Și cu voi ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat minunat, tot aici pe Stil Unic. Dați-ne clopoțel dacă nu v-ați abonat încă la noi ca să vedeți următoarea emisiune. Pa, pa! I'm never gonna let you out of my sight. I've been